Neața tuturor, adineauri v-am listat uh, niște subiecte pe care sunt foarte, foarte ezitantă să le abordez deocamdată pe canalul Alchimia Spiritului și simt așa că v-am dat un soi de momeală și v-am ademenit pe toți în această direcție, dar vreau să vă spun că aceste subiecte, precum suicidul, uh, nașterile premature sau moartea prematură a unor ființe umane, încă din copilărie probabil, sau uh, ce se întâmplă cu toți oamenii ce se va întâmpla cu toți oamenii pe care îi cunoașteți. Uh, cum veți putea rămâne conștienți prin viața eternă sau cum veți putea conștientiza morțile voastre multiple și vieți anterioare și viitoare despre care vorbesc unii, dar pe care eu le consider paralele, sunt subiecte care sunt de un impact foarte mare și care pot fi înțelese în egală măsură bine, dar pot fi înțelese și rău, pentru că asta este, trăim în lumea duală, unde nu avem acest control asupra lucrurilor pe care le Spunem, da? Cu cât voi vorbi despre aspecte luminoase, cu atât unile vor lua și le vor duce în străfundurile Pământului și vor risca lucruri negative. Ca să contra pondereze cum ar veni toată această vibrație. Subiectele acestea sunt destul de sensibile și dacă sunt înțelese greșit de o minte închisă neavenită, atunci rezultatele pot fi tragice. Așa că aceste teme precum suicidul, care nu este de un singur fel și nu este neapărat acela pe care îl blamează toți preoții în momentul în care refuză să-l pe cineva, dacă este abordat într-un mod nepotrivit, în cuvintele nepotrivite, atunci uh, va trebui să-mi pun un disclaimer foarte mare sau să am o bază legală foarte puternică înainte să vorbesc uh, despre aceste subiecte, da, pentru că vor fi cazuri de oameni care vor înțelege complet eronat și cine știe ce acțiuni dubioase vor lua. Așa că vă spun pe scurt, aceste subiecte sunt precum niște săbi. De fapt, toate subiectele pe care eu le abordez sunt niște cuțite pe care vă sfătuiesc să vi le implantați vouă însă vă, pentru că așa se produce procesul acesta de autocunoaștere, se face autoanaliza pe cord deschis în sinele vostru cu cât subiectele pe care le abordez sunt mai grele și mai puternice, cu atât nu voi mai trimite săbi, ci voi, nu voi mai trimite cuțite, ci voi trimite săbii care au două tăișuri. Ele pot produce o vindecare nemăsurată sau pot aduce probleme mult mai grave și răniri involuntare pe care eu una nu mi le asum deocamdată. Așa că vă rog frumos să tratați cu înțelegere, deocamdată nu vinuiesc pe nimeni pentru lipsa de deschidere, ci mă învinuiesc exclusiv pe mine pentru lipsa cuvintelor potrivite prin care să transmit astfel de mesaje fără să fie înțelese greșit, deși lucrul acesta nu știu dacă este neapărat posibil în lumea duală, că uitați-vă la Biblie, spre exemplu, Deși este scrisă perfect, simetric, neechivoc, fără absolut nicio greșeală, este atât de neînțeleasă de întreaga umanitate. Asta este mesajul meu pe scurt. Temele acestea trebuie să le abordez cu foarte, foarte mare atenție. Să știți că atunci când abordez teme grele, precum umbra, pe care am abordat-o și care a fost foarte greu de digerat pentru voi, să mă credeți că a fost un consum energetic foarte mare pentru mine. A trebuit să sap în umbrele mele și o săptămână nu am fost om, da? Dar dacă vorbesc despre temele acestea pentru care îmi tremur efectiv mâinile în momentul în care vreau să afirm ceva cuiva, Deocamdată mă rezum la discuțiile unul la unul și față în față a celora care se află în realitatea mea curentă, care se confruntă cu aceste lucruri și ale căror intenții și deschidere și percepție o pot testa la prima mână pentru a fi sigură că înțeleg lucrurile la adevărata lor valoare. Așa că rog să aveți foarte multă înțelegere, până atunci ne vom rezuma la subiectele acestea de suprafață. E bine să curățăm totuși suprafața un picuț. Până să polișăm, până să lustruim, până să șlefuim părțile mai profunde ale problemei. Vă urez o zi frumoasă, o duminică frumoasă și luminoasă tuturor și fiți înțelegători. Da? Vă pup, la revedere!